că vinovat de situația în care ne aflăm este Petru Jitaru, fostul director al agenției Global Business Consultanță, care a promis contracte de lucru în Canada și SUA pentru aproximativ 200 de tineri. Pe perioada decembrie 2009 mai 2011, fiecare dintre noi a încheiat un contract cu firma respectivă și a achitat sume în valoare de la 2.000 până la 3.000 euro fiecare pentru asistența consultativă și serviciile legate de angajarea noastră în câmpul muncii în străinătate. În vara acestui an, după ce Petru Jitaru a adunat suma totală de peste 300.000 euro, a vândut firma și s-a spălat pe mâini. Angajați în cadrul acestei agenții mai erau Stella Andreev, Nina Catan, Victor Ursache, Victoria Cordun Omilchenko și Ecaterina Leonte. Realizând faptul că am devenit victime a escrocilor și fiind înșelați, am apelat la organele de drept, la Poliția de Sector, Comisariatul General de Poliție, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Însă nicio reacție, niciun răspuns, cel puțin, mai ales din partea Procuraturii Generale și a Comisariatului General de Poliție. Am recurs și la ajutorul organizațiilor internaționale pentru drepturile omului și în urma examinării cazului nostru, am aflat că am fost înșelați printr-o escrocherie clasică care este bine cunoscută și protejată de organele de drept din Republica Moldova. Cu regret și dezamăgire afirm faptul că nu acesta este rezultatul pentru care am luptat eu și împreună cu toți care am luptat la 7 aprilie pentru a da jos regimul comunist și a instaura forțe democratice prin votul nostru de încredere. De fapt, cu ce ne-am ales? Cu acești polițiști, cu acești comisari, cu acești procurori și judecători care apără interesele unor escroci și își bat joc de cetățenii simpli care își caută dreptatea.